tragediei să pleci din viața aceasta sănătos fizic și bolnav spiritual. Haideți astăzi să ne uităm la câteva medicamente din farmacia Domnului. Acesta este titlul mesajului care l-am primit din partea Domnului ieri, în timp ce mă rugam pentru biserica noastră, pentru cei sănătoși fizic. Dar poate sunt printre noi oameni, dragii mei, care din punct de vedere spiritual au anumite boli. Biblia spune în 1 Corinteni 11:30, din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși. Că dacă ar fi puțini, ai zice, mă, pentru 1-2, acum nu ne mai rugăm, nu? Ascultați, și bolnavi și nu puțini dor. Dragii mei, sunt închemați astăzi să ne facem o analiză. Fratele Rutariu citea aici despre cei care se judecă singuri. Aceștia nu mai sunt judecați. Sunt două feluri de analize pe care le-am întâlnit în viață, cel puțin eu, cei care sunt în domeniu pot să se priceapă mai bine și poate sunt și altfel de analize. Dar vreau să vă spun, dragii mei, că sunt analizele preventive care se fac regulat și e bine să le faci regulat odată pe an, odată la 2 ani. Nu te simți bolnav, nu? Dar e bine să le faci. Cunosc oameni care au fost diagnosticați cu boli grele și le-a spus doctorul, era bine să fi venit mai repede. Era bine dacă îți făceai analizele preventive în fiecare an și atunci am fi descoperit cauza bolii. Dar știți care e problema, dragii mei? Noi spunem, nu mă simt, eu mă simt bine, n-are rost să mă duc la doctor. Și spiritual e la fel. Mă, eu mă simt bine, zice, predica asta nu e pentru mine, predica asta e pentru soția mea care e acasă. Mă, dacă era maică mea aici, mă, așa de bună era predica asta pentru ea sau cântarea care a fost. Dragii mei, cel mai mare risc este să te simți bine și să fii bolnav totuși. Să spui, cum a spus o biserică din Apocalipsa, nu duc lipsă de nimic și o să încheiem exact cu acea biserică. Analizele preventive, nu te simți bolnav, dar e bine să le faci. Și mai sunt altfel de analize care sunt mai grele, analize pe care le cere medicul. O descoperit o boală, ai mers la el și i-ai spus, am o problemă și medicul a zis, înainte să-ți dau medicamentul, ca să nu-ți dau medicamentul greșit, du-te, fă-ți un set de analize și pe baza acelui set de analize eu îți dau medicamentul. Dragii mei, astăzi vreau să ne facem câteva analize la câteva părți din corpul nostru. Nu vom folosi nici ecografe, nu vom folosi nici stetoscoape, ci un singur aparat și ăsta e cuvântul lui Dumnezeu. Un cuvânt, dragii mei, care pătrunde până acolo că poate vedea înăuntrul nostru și poate da la iveală orice diagnostic. Și vreau să vă spun astăzi, dragii mei, că vom încerca să vedem atât rezultatul analizelor cât și rețeta de medicamente. Că doctorul profesionist, cu adevărat, nu e ăla care identifică doar boala, ci e ăla care știe să dea și medicamentul. Astăzi, între noi, este un doctor, cel mai bun doctor, și numele lui este Iisus Hristos. Dragii mei, știți ce mă doare pe mine? Că Iisus Hristos a bătut toată Galileea, a mers de la un capăt al altul, la altul al Iudeii și a întâlnit foarte mulți oameni sănătoși care au zis, mă, noi suntem sănătoși. Noi nu mai merem după Iisus, noi vrem să vedem și noi minunile care Iisus le face. Mă gândesc că în Ierihon, Bartimeu și Zacheu au beneficiat de Iisus Hristos, de vindecarea Lui, de atingerea Lui și restul, mii de oameni, poate care l-au înconjurat, au spus, noi nu avem nevoie să vii în casa noastră. Noi nu mai vedem să vedem ce minune ai mai făcut. Noi suntem sănătoși. Ce au zis farisei și cărturarii? Noi să fim orbi, dar nici vorbă. Noi vedem bine. Nu? Dragii mei, hai să ne uităm mai întâi la picioare. Poate avem acolo ceva probleme, nu? Vreau să ne uităm în Biblie câteva, vor fi destul de multe versete, pentru că nu vreau să risc astăzi. Mai mult ca niciodată vor fi cele mai multe versete de când am predicat la Deva. Nu vreau să risc astăzi să pun un diagnostic la cineva greșit și apoi să răspund de el în fața cerului, nu? Nu poți să riști. Da? E la consultație, e risc pe viață. Și atunci fiecare boală care o identificăm, vreau să aibă verset biblic corespondent. Cu ocazia asta mai recuperează și cei care n-au putut să citească Biblia acasă și devin, poate ajung la zi cu noi împreună. O boală care Biblia o sublinează cu privire la picioare este boala alergării la rău. Și Biblia spune că sunt destul de multe picioare bolnave. Proverbe 1:16, te rog să pui. Auziți, căci picioarele lor aleargă la rău și se grăbesc să verse sânge. Dragii mei, îmi doresc picioarele noastre să alerge la bine. Dar vreau să te uiți, nu cumva, când a fost vorba de o vârfă, când a fost vorba de hai să facem ceva, hai să...
să facem ceva, să lovim în cineva. Nu cumva te-ai grăbit? E o boală și asta. Graba la rău. O altă boală care am văzut-o în Biblie cu privire la picioare este boala piciorului neatent. Nu știu dacă ați auzit de asta, nu există în medicină, există numai în medicina spirituală. Boala piciorului neatent, Eclesiastul 5:1. Piciorul acela care nu face deosebire atunci când urcă scările bisericii. Au ascultat ce spune Biblia, păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți. Nu te apropia să critici, nu te apropia să faci măsurători, să faci clasamente, dacă tot ai adus picioarele de acasă, apropie-te să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, căci ei nu știu că fac rău cu aceasta. Dragii mei, știți care e problema la această boală? Oamenii care suferă de această boală a piciorului neatent nu fac deosebire între locașul sfânt și alte locuri în care merg. Ei nu fac deosebire între un oșan și o biserică, între Lidl și biserică. Ei vin, pleacă, se mai uită, dacă au ceva, cumpără, dacă nu, nu. Nu a fost predica bună, măcar o cânta copiii bine, nu a fost, a fost altceva, zice, nu am plictisit măcar. Frații și surori, vreau să vă spun că locul în care noi venim aici este un loc sfânt. Pentru că Duhul Sfânt e prezent aici. Amin. Și Biblia ne spune să fim foarte atenți, că s-ar putea să fim unii bolnavi. Și atunci când ridicăm piciorul să-l punem pe scările bisericii, să nu mai ai emoție, să nu mai tresară nimic în tine. O altă categorie de picioare bolnave sunt picioarele oamenilor mândri. Picioarele oamenilor mândri. Ascultați, vă rog, Psalmii 36:11. Să nu mă ajungă piciorul celui mândru și să nu mă pună pe fugă mâna celor răi. Dragii mei, ani de zile, David a avut de-a face cu Saul, un om care avea o mare problemă la picioare, era un om mândru. Ce i-a spus Iisus, Dumnezeu prin proroc? Când erai mic în... O zis Dumnezeu, când erai mic în ochii tăi, parafrazez, aveai picioare frumoase, erai sănătos. Și când erai mic în ochii tăi, o zis Dumnezeu, erai mare în ochii mei. Acum au zis Dumnezeu, mă uit la picioarele tale și sunt picioarele unui om mândru, care nu poate suferi o cântare. Știți că Saul nu a putut suferi o cântare? Când au spus cântăreții că Saul a bătut miile și David a bătut ce? Zecile de mii. Saul avea o problemă, nu-i plăcea înmulțirea cu 10 în dreptul altuia, numai în dreptul lui. La Saul nu i-a plăcut ridicarea la putere în dreptul altuia, numai în dreptul lui îi plăcea, să știți. Și atunci Biblia spune despre omul acesta că a fost lepădat de Dumnezeu, dragii mei, pentru că am de zile l-a fugărit pe David prin pustie. Nu a putut să accepte smerenia că Dumnezeu l-a chemat la smerenie și îl va folosi doar dacă e smerit. Hai să ne uităm la câteva medicamente pentru picioare, că unguiente până farmacii sunt destule și tot ne dăm cu ele și poate le folosiți pentru varice, pentru cine știe ce boli. Eu vreau să vă dau câteva medicamente din Biblie. Primul medicament foarte puternic pentru picioare, garantează picioare frumoase pe viață. Sunt veștile bune. Ascultați, vă rog, Isaia 5:2-7. Ce frumoase sunt pe munți picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește pacea. Picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește mântuirea. De trei ori spune aici, picioarele celui ce zice Sionului, Dumnezeul tău împărățește. Frații și surori, trăim într-o vreme în care se vând bine știrile despre crime, despre spargeri, despre furt. Trăim o vreme în care dacă se pune pe internet o știre că doi copii au luat media 10 la matematică, la olimpiadă, nu deschide nimeni articolul ăla, vă garantez, aproape nimeni. Dar dacă spune că doi copii, ori nu știu ce prostie au făcut, milioane de accesări. Și lor, celor care lucrează la internet, le convine să aibă milioane de accesări, că pot vinde bine reclamele. Și atunci pun numai vești rele. N-ați vrea astăzi să fim oamenii care să ducem vești bune și Dumnezeu va binecuvânta picioarele noastre cu frumusețe. Înțelepciunea și chipzuința sunt alte două medicamente pe care Biblia recomandă. Te rog să pui Proverbe 3:21. Tot pentru picioare. Ascultați. Fiule, să nu se depărteze învățăturile acestea de ochii tăi. Păstrează înțelepciunea și chipzuința. 3:23. Pentru că doar atunci, dacă vei păstra alea, vei merge cu încredere pe drumul tău și piciorul nu ți se va potigni.
Oh, de câte ori poate ne-am pocticnit în viață că am luat o decizie pripită. Ne-am grăbit. Dragii mei, Dumnezeu astăzi ne dă ingredientul. Dacă vrei piciorul tău să ne alunece, să nu ți se poticnească. Nu știu dacă mai țineți minte când cine a făcut sport la școală, da? La cei mai mulți copii le place sportul, materia preferată e sportul pentru ei, da? Cine a făcut sport la școală, îi se spunea să fie foarte atent când se dă startul, să n-alunece piciorul în spate, ci să poți pleca. Am avut colegi la bacalaureat care au dat din sport și doar au pierdut startul. Le-au alunecat piciorul și au pierdut o secundă. Și a fost automat coborât media. N-ai vrea asta să spui, Doamne, vreau să chipzuiesc fiecare decizie care o iau și fiecare decizie să o iau cu înțelepciune ca piciorul meu să nu se mai potignească. Amin. Un alt medicament tot pentru picioare și ultimul care îl mai aduc în această seară înainte de dumneavoastră și trecem la altceva. Iov 23 cu 11, statornicia. Piciorul meu s-a ținut de pașii lui. Am ținut calea lui și nu m-am abătut de la ea. Ce picior binecuvântat! Dragii mei, statornicie nu înseamnă altceva decât siguranță la fiecare pas. Oamenii de lângă noi ne întreabă de ce voi nu fumați, de ce voi nu beți, de ce voi nu bârfiți, de ce nu faceți una și alta, da? M-a întrebat cineva recent, de ce nu faci brad de Crăciun, de ce nu faceți cu moșul și cu astea? Și i-am zis, dacă mă arăți în Biblie, o să fiu primul care cumpăr de unde de m-am umbrat. Dar să mă arăți în Biblie. Foarte mulți oameni, dragii mei, nu știu să justifice de ce nu fac anumite lucruri. Mă zice, eu nu știu, le fac și eu nu le fac, mai văd, dacă le place la copii, păi dragii mei, la copii le place și să minți. La copii le place să mai și fure câte o radiere la școală, acum mai lași să facă asta? Statornicie înseamnă să știi de ce faci un anume lucru, da? Statornicie înseamnă să știi drumul pe care mergi. Să fie pasul exact pe urmele lui Iisus Hristos. O să zici, Pavel, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe ale lui Hristos, slăvit să fie Domnul.